La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul! Salut, Snilinga, și astăzi o să sărbătorim 2 ani de YouTube. Glumesc, astăzi nu o să sărbătorim, însă astăzi totuși am făcut 2 ani de YouTube. Acum 2 ani m-am apucat de acest canal și da, suntem la mulți ani! Vă mulțumesc foarte, foarte mult, vă iubesc! Vă mulțumesc! Dar da, nu știu ce să zic, ce fel de video special să fac, așa că astăzi o să reacționez la postările mele vechi de pe Odnoklassniki, care este o rețea de socializare rusă, nu știu rusă, e o poveste foarte, foarte lungă, dar da, aveam 8 ani, nu, aveam 7 ani. Din 2012, pe 2 iulie, sunt aceste postări. Doamne! Nu știu dacă aveam atâți ani în poze, dar da. Să începem. Eu. Asta scrie. Și aveam să bani în cap. Eram, mă pregăteam să mă duc la nunta mătușii mele. Eram tot în Chișinău și astăzi sunt în Chișinău, însă mâine de ziua mea, da, mâine e ziua mea, fac 13 ani, bumții, o să plec spre România și după să plec spre Grecia. În fine, hai să mai vedem. O, altă poză de acolo. Super! Eu pe cal. Acolo cred că tocmai a fost ziua mea, dar nu știu dacă chiar în anul ăla. Ori în 2010, ori în 2000, nu știu, în jur de 2010-2012 a fost asta, deja m-am adus undeva la călărit. Nu am călărit singură, sigur. De asemenea am și plâns acolo, fiindcă am fost în gran și că îi dădeau așa cu copitele. Și au copite. Dădeau cu copitele în uși și mi s-a făcut frică. Eu! De ce scriam asta? Eu! Eu! Mai am și alt cont pe care l-am făcut de data asta, cred că... nu știu când. Și asta e poza mea de profil de atunci. Eram la verișoarele mele. Bună, Elina și bună, Elina, dacă vă uitați asta. Deci eram la Iași, ele și ele fiind mult mai mari decât mine. Elina, care era cea mai mare, mi-a făcut pozele astea. Puteați și unghiile, eu n-aveam voie, știi? Și... după am poza... oh! I'm dying inside. Deci uitați-vă, îmi plăcea bluza asta. Dar uitați-vă, stătea și pe un birou acolo. Și unghiile mele. Poți să fie un pic mai drăguță? Eram tot pe fotoliul ăsta, însă stăteam partea cealaltă. Bine de știut. Aici eram undeva în parcul București. Și logic că Elinga trebuia să se coboare pe acolo. Tot în parc, în Cismigiu eram, mă, da, ce-mi plăcea ventița aia, deci îmi amintesc deja. Ăsta-i Boris, iarăși eu pe cal. O, Doamne, ce față aveam aici. Tocmai plânsesem, că m-am spus că am plâns. Eram încă acolo la cai și aveam și niște trăsuri. Probabil trăceau cai uneori la trăsură. Și m-am făcut poza acolo. A, după cum poza asta pe care am găsit-o pe net, sigur. Aici sunt căței, ăla albi e tot și ăla negru e Max. Max era Rottweiler, era încă mic. Pe totul, până la urmă, ai mei m-au mințit că l-au pierdut. Însă, de fapt, l-au dat. Și fericit, încă trăiește, cică. Dar Max și el cred că încă trăiește. L-am dat când ne-am mutat, eram încă în București. Și poza asta, și comentează fix Irina care mi-a făcut. Mi-a făcut poza. Mai și cam asta am văzut, ce sper că v-a plăcut. Eu m-am cringit. M-am cringit. Nu știu, dacă aș vrea să vă mai arăt vreodată poze sau ceva, puteți să-mi spuneți. Nu știu dacă am. Dar găsesc eu. Găsesc eu. Și cam asta a fost. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like de clipului, un share prietenilor voștri, fiindcă asta m-a ajutat foarte, foarte, foarte mult. Și mai vă las la canalul meu. Asta a fost tot și noi ne vedem data viitoare. Hashtag Sângeliu. Hashtag 2 ani. Hashtag vă iubesc, ăsta nu-i hashtag, dar oricum, vă pup, pa!